Vă știm, Leoaică, vă știm, femeie de afaceri. Cum sunteți acasă când nu vă vede nimeni? Ce, sunt un om normal ca toată lumea. Sunt un om care sunt gata să ajut și să particip în proiecte, să ajut alte femei. În principiu, femeile vin către mine cu multe proiecte, cu multe cereri și îmi place să văd cum se dezvoltă, cum cresc și cum au încredere în ele. Pentru că eu cred că fiecare femeie e valoroasă și fiecare femeie poate face un proiect de succes. Acasă, nu știu, gătesc, fac yoga, beau ceai, am o casă japoneză, trăiesc complet diferit de toți oamenii din România. Serios? Deci casă japoneză, vreau să aud mai multe, că deja mi-a captat atenția. Da, am o casă japoneză, nu am mobilă la înălțime, nu am, de exemplu, nicio canapea pe care să mă așez în casă. Am o bucătărie impecabil utilată, aproape profesională, pentru că fiind vegană trebuie să gătesc. Am călătorit în toată lumea și de peste tot am adus mirodenii, asta legat de bucătărie. Am obiceiuri alimentare din locurile pe care le-am iubit cel mai mult și cred că într-o viață anterioară, poate, dacă asta ar fi existat, am fost asiatică, pentru că sunt foarte atașată de cultura japoneză, chineză, taiwaneză, adică în zona asta de pure Asia, în zona de Asie pură, acolo mă simt foarte, foarte bine. Și acum cred că vorbesc despre asta pentru că simt am dor de Asia. În octombrie plec la Seul, la cel mai mare târg de skincare și apoi o să vă povestesc. Cred că o să fie super. De 3 ani n-am ieșit din România în Asia, doar în Europa am circulat. Mi se pare inedit faptul că ați reușit să aduceți conceptul în propria casă în România, deci mi se pare fabulos. Atunci când îmi place ceva și simt că mă reprezintă, vreau să trăiesc intens acel moment și asta fac ori de câte ori călătoresc. Nu plec nicăieri să stau 3 zile, plec să stau 2 săptămâni, să trăiesc cu comunitatea locală, îmi închiriez casă, vreau să stau în cel mai, nu știu, într-un cartier cunoscut unde oamenii au activitate, vreau să văd de unde își cumpără mâncarea, cum își trăiesc viața, cum se duc la teatru, cum petrec timpul și știu dacă vreau să trăiesc în acea țară sau nu. Cred că așa experimentez, nu pot să mă duc să fiu un simplu turist, nu-mi place, mi se pare o poluare inutilă să călătorim, să bifăm 3 muzee, să avem liste și să venim mai obosiți decât am plecat. Și vă gândiți la vreo mutare așa în Asia, la un moment dat, după toată nebunia în ani și ani? Nu mă gândesc la mutare, dar știu care ar fi țările în care aș putea să trăiesc din această secundă. Am prieteni peste tot, la fel de mulți cum am în România, oameni foarte valoroși care mă ajută. Vreau să vă spun că prietenii mei sunt niște oameni care, dacă mă sună oricând, eu spun da, sunt cu voi, fac orice pentru voi, vă ajut, și ei la rândul lor fac la fel pentru mine. Adică asta consider că este prietenie, nu un om care se programează să-ți facă o vizită și se formalizează foarte mult. Mi se pare că prietenia e o chestie umană, simplă, chiar foarte simplă. Și ce părere au avut cei dragi când ați zis gata, eu vreau să am casă japoneză? Care a fost prima reacție? Cea mai tare reacție a lui fiu-miu, care, cum plec de acasă, începe să mute mobila. Dacă plec mai mult de o săptămână, tot ce era sus e jos, tot ce era jos e sus, îmi ia 4 zile să pun la loc lucrurile în casă, pereții, scoate tablourile de pe pereți să-și proiecteze ceva, în camera unde e televizorul își pune o canapea și tot așa. Deci totdeauna am surprize, dar îmi place că atunci când vrea să facă ceva, chiar face și nu mai stă să mă întrebe, să aibă un consultant și așa, pur și simplu și îndeplinește dorința. Eu, noi le punem la loc după și asta e. Țin minte că eu când eram copil, când voiam să, mi-era dor de bunici, mă jucam cu sora mea, făceam bagaje și spuneam că mergem la bunici, imitam trenul sau mașina și ne făceam mâncare la pachet și mâncam mâncarea la pachet în cameră și așa mai departe. Adică jocuri care îți dau stări emoționale superbe și care creează experiențe și asta mi se pare cel mai frumos. Și totuși nu pot să plec fără asta să vă întreb cum sunteți ca mămică. Îl iubesc pe fiul meu și cred că sunt cea mai bună prietenă a lui, așa că el știe totul despre mine și eu știu totul despre el și e minunat. A început propriul business, ne vedem
mai puțin acum, pentru că îi place să-și împartă, să aibă timp cu prietenii lui. Și eu, de câte ori îl chem acasă și spun, știi, este deja ora 12, el spune, mama, tu când erai de vârsta mea, la ce oră veneai? Ai dreptate, Adi, poți să rămâi. Dar bine, acum că și-a început propria afacere, bănuiesc că îi dați sfaturi. Îmi cere sfaturi, îl ajut, îmi face câte o prezentare. Deci astăzi mi-a făcut, aseară mi-a făcut o prezentare chiar pe proiector în casă. A fost așa super formală. Mi-a plăcut foarte mult, îl las să experimenteze singur, nu vreau să-l împing de la spate, pentru că în viață toți suntem singuri și până la urmă avem impresia că suntem în lume, că ne ajută oamenii, că sunt cu noi, dar până la urmă fiecare alegere pe care o facem, o facem în fiecare moment și atunci suntem singuri. Mulțumesc mult! Mulțumesc!